Ziua 294. Astăzi vine mulțime de știri din front. În primul rând, când vine vorba de bătălia pentru Bahmut, se pare că rușii și-au abandonat planurile de a prelua controlul asupra fabrica de șampanie. Ieri v-am spus că rușii tocmai au atacat fabrica Siniat și s-au mutat spre sud, în zona rezidențială. Dar astăzi s-au mutat și spre nord, spre fabrica de șampanie. Aceasta înseamnă că luptele au loc în trei locuri simultan, ceea ce este destul de intens. Având în vedere pierderilor recente ale forțelor Wagner din cauza loviturilor de precizie, o astfel de creștere a intensității este foarte probabil să fie temporară. Rușii probabil au înțeles că, mișcându-se încet în această zonă, respectă de fapt regulile dictate de ucrainieni, care au stabilit mai multe poziții de rezervă în zonă. Așa că probabil au decis să facă ultima încercare în forță să stabilească controlul asupra malului de est al Iazului, ca să reducă pierderile pe termen lung. Când vine vorba de partea nord a regiunii, astăzi rușii au distrus cel de-al doilea pod de cale ferată, care leagă Bahmutul cu Soledar și Siversk. După cum vă amintiți, anterior, rușii le-au distrus pe cel mai mic pod care ducea doar la Soledar, iar astăzi au distrus și pe cel mai mare care trecea prin Soledar până la Siversk. Acest lucru a diminuat semnificativ capacitatea ucrainenilor de a manevra. Din fericire, comandantul militar al ucrainenii a raportat că procesul de rotație a fost finalizat, așa că ucrainenii au suficient timp pentru a-și organiza logistica până la momentul în care trebuie să facă următoarea mișcare. Și pentru cine chiar urmărește, 93 nu s-a rotat complet. Doar mici elemente din brigada au fost reinvigorate. Și eu personal am mare încredere în ei. Ucrainenii fac același lucru cu rușii din sud. În urma cu câteva zile, la Melitopol, a fost distrus un pod care făcea legătura dintre estul și vestul zonei Zaporijia. Imaginile arată că deschiderea podului M14 peste râul Molohna s-a prăbușit. Ocupanții ruși au susținut că pagubele au fost făcute de sabători ucrainieni care au detonat în jur de 20 de kg de explosivi. Rușii au mai susținut că atacul podului nu a afectat rutele logistice între Melitopol și Crimea. Și rar, dar acest lucru este adevărat, pentru că acest pod nu are nimic de făcut cu Crimea. Acest pod a distrus legătura principală dintre Melitopol și Berdiansk. Din păcate, există un al doilea pod, la aproximativ 10 km în josul părâului, care este suficient de mare pentru a manipula echipamente grele. Când ucrainenii vor distruge și pe al doilea pod, rușii vor fi nevoiți să treacă prin Tokmak, iar Tokmak este situat la doar 25 km de front, ceea ce face extrem de dificil transportul. Mă gândesc că ucrainenii nu vor sta doar să se uite la ei cum trec. Astăzi, rușii au lansat și un atac cu drone asupra capitala ucraineană. Kievul a trecut prin două valuri de atacuri. Rușii au lansat în jur de 15 drone Shahid, vizând instalații energetice, dar pare că 13 din ele au fost doborite cu succes. Și aici pun și eu un pic de off-script de la mine. Nu știu dacă vă dați seama după româna mea superbă, că nu sunt vorbitor nativ de limba română, sunt din Israel și sunt zvonuri interesante de la noi. În legătură cu armamentele care au cumpărat rușii de la Iran, pe care noi le cunoaștem, zvonurile spun că majoritatea dronelor au probleme cu temperatura din zonă. Cum nu mă înțelegeți greșit, nu spun că dronele nu sunt izolate, problema e în depozitarea lor. Se vede că dacă ții în depozit la minus dracu știe cât, pe perioade mai prelungite, componentele interne de la majoritatea dronelor încep să înghețe și rușii acum încearcă să le adapteze. Ce zvon interesant! Fără nicio legătură, oficialii americani au declarat că Pentagonul finalizează planurile de a trimite sisteme de apărare antirachetă Patriot în Ucraina. Oficialii americani se așteaptă să primească aprobările necesare în aproximativ 2 zile. Sperăm să se grăbească, că dacă ne luăm după Lukashenko, în 2 zile rușii iau Kievul și se termină războiul. Încă nu este clar câte sisteme de rachetă Patriot l-ar furniza, dar un lucru este clar, rușilor l-ar fi mai greu să-și conducă atacurile cu rachete și drone. Armata ucraineană este acum protejată împotriva atacurilor hackerilor rusești, deoarece Estonia a ajutat Ucraina să construiască o instalație militară de cyber security. După cum vă amintiți, luna trecută, hackerii ruși ar fi piratat mecanismul ucrainean de detectare Delta. Chiar dacă există puțin dovezi că atacul a avut succes, este totuși un mare motiv de îngrijorare, deoarece ar fi putut afla toate pozițiile artileriei ucraineană. Dar cu noua facilitate de securitate cibernetică, acest atac ar trebui să devină mai puțin efective. Acum urmează 2 paragrafe de reclamă pentru o firmă de VPN, care nu vreau să o citesc, sper să nu mă turnați și dacă nu vă scârție vocea mea prea mult în urechi, sper să ne auzim și mâine.